Hipertiroidia, trecem la cealaltă formă, este mai rară decât hipotiroidia, dar e la fel de supărătoare. E adevărat că apare o scădere ponderală, o scădere în greutate, pe care, mai ales dacă ești femeie, cred că o accepți, chiar o saluți. Chiar ești mulțumită. Dar nu este ceva fiziologic, pentru că pacientul mănâncă mult și cu toate acestea slăbește, este extrem de agitat, este insomnic, nu reușește să-și găsească liniștea, se agită, vorbește mult, se mișcă mult. Câteodată doarme foarte puțin peste noapte și cu toate acestea este permanent în priză, în activitate. Tremură, pielea devine dimpotrivă subțire, umedă, apar transpirații, intoleranță la căldură, scaune frecvente, palpitații și, de fapt, problemele cardiace sunt cele mai importante în hipertiroidism, pentru că dacă lași boala netratată, inima suferă și se poate ajunge la aritmii, la insuficiență cardiacă, la hipertensiune arterială, la afecțiuni mai severe.